Până la 29 de ani, Ionica a pierdut 3 sarcini. Tânăra din Focșani a venit special la Spitalul Universitar din București ca să poată păstra viața pe care o poartă în pântece de 26 de săptămâni. Am aflat că aici medici mult mai bun și secția de prematuri este bine dotată și am zis că poate am o șansă să îmi țin acest copil în brațe. Este o mare reușită ca de la un avort sub 500 de grame să ajungem la un copil de astăzi aproape un kilogram. Proporția prematurilor a crescut față de anul trecut. Foarte multe gravide au ajuns direct la urgență, fără să fi făcut vreun control în sarcină. Și numărul celor pozitive care au născut este de aproape 4 ori mai mare. Au existat și 4 cazuri de deces matern în context COVID, boala COVID, crește riscul de naștere prematură, de moarte fetală, de spitalizare în ATI și de deces matern. Vaccinarea scade riscul, vaccinul este sigur pentru gravidă și făt. În jur de 40% dintre mame susțin că nu au fost la niciun consult în sarcină, iar infecțiile și alte probleme duc la nașteri premature și vârsta e un factor de risc. Peste 35% au născut primul copil înainte de 18 ani, 4 din 10 prematuri. România este a doua în UE cu rata nașterilor la adolescente. În spitale sunt însă doar 250 de paturi de reanimare pentru nou-născuți și ar fi nevoie de cel puțin 400. E un miracol că unii trăiesc. Ultimul copil este Cristian, a fost găsit într-o pungă, prematur foarte mic, 1 kg, într-o pungă, în mijlocul iernii, într-o scară de bloc. De ună zi am primit un prematur cu o malformație severă care avea pământ în ureche. Acesta este nivelul civilizației noastre. În România, medicii pot trata doar 60% dintre prematuri. Peste 6 dintre 1000 de bebeluși mor înainte de un an, dublu față de media UE. Prematuritatea e principala cauză. E nevoie de dotări în spitale, de personal pregătit și de educație, dar și de implicarea părinților în îngrijirile de terapie intensivă. Este un copil de 800 de grame. Poate primi ventilație asistată, toate îngrijirile atenite pe pieptul părinților. Câteva ore pe zi sunt benefice, ajută foarte mult în dezvoltarea lui neurologică. În această lume modificată de pandemie, nu trebuie să separăm nou-născuții de părinți. 100 de milioane de euro din Programul Național de Reziliență vor fi investiți în programe și dotări pentru salvarea mai multor vieți venite pe lume prematur.